Creștinii latini din Alep sunt în sărbătoare. Părintele Hana Jaluf a fost hirotonit episcop duminică 17 septembrie. Claudio Guggerotti, prefectul dicasterului pentru bisericile orientale, a concelebrat alături de cardinalul Mario Zenari, nunțiu apostolic în Siria, și de preafericirea sa monseniorul Pier Battista Pizzaballa, patriarhul latin al Ierusalimului. La celebrare au fost prezenți părintele Francesco Paton, custodele Țării Sfinte, și vicarul custodiei părintele Ibrahim Faltas, părintele Cezar Asaian, vicar apostolic de Beirut, precum și comunitățile franciscane din Siria și mai mulți reprezentanți ai bisericilor orientale. Numeroși credincioși s-au adunat cu emoție pentru a împărtăși acest moment important cu Părintele Franciscan și cu întreaga comunitate, un semn al fraternității și al stimei care s-a construit de-a lungul anilor. Tutti hanno espresso la loro gioia nell'accoglienza di questo nuovo. Toată lumea și-a exprimat bucuria de a-l primi pe noul episcop, păstorul nostru, și fiecare a lucrat cu dăruire. A muncit din greu și aceasta a fost o modalitate concretă de a spune că poporul credincios este în continuare aproape de biserică. Este foarte important pentru ei să aibă un păstor care să fie aproape de turma sa. Vicini alla chiesa, per loro è molto importante avere un pastore che sia vicino al suo gregge. În omilia sa, monseniorul Guggerotti a subliniat figura paternă a părintelui Hana, care, în ciuda tuturor dificultăților, nu și-a lăsat niciodată turma singură, chiar și atunci când viața sa era în pericol. El a continuat adresându-se direct lui: Dumnezeu a făcut din tine un simbol pentru tot poporul sirian. Poți să-ți petreci cu adevărat viața pentru bărbații și femeile pe care Domnul îi pune lângă noi. Io esprimo tutta la gioia della custodia perché padre Hana Jaluf per noi. Esprim toată bucuria custodiei, deoarece părintele Hana Jaluf este un simbol pentru noi, un simbol al păstorului care rămâne aproape de turmă și nu abandonează chiar și atunci când dificultatea este mai mare, iar acesta pentru noi este părintele Hana. El a știut să rămână aproape de oameni într-o zonă, într-o situație, a spune, la limita imposibilului. A știut să mențină vie speranța în creștini, a știut să cultive credința și caritatea și a știut de asemenea să lucreze pentru reconciliere. E a saputo anche lavorare per la riconciliazione. Si vede che il Signore mi ha chiamato per un'altra. Se vede că Domnul m-a chemat pentru o altă misiune și o altă cruce. Domnul a văzut umerii mei largi și mi-a dat să duc o cruce mai mare și mai lungă. Mi-a dat una croce più larga e più lunga. Este greu de explicat ceea ce simțim. Le mulțumesc tuturor celor care au venit să împărtășească această bucurie cu noi. Le mulțumesc tuturor celor prezenți, episcop, preoți, frați și toate persoanele consacrate. Îi doresc fratelui meu să fie întotdeauna la înălțimea responsabilității sale.